Exercițiu de evacuare medicală la Mihail Cogălnicianu. Armata americană a trimis zeci de medici militari specializați în operațiuni aeriene de evacuare a răniților și terapie intensivă, dar și chirurgi, ortopezi și urgentiști. Împreună cu militarii români, dar și specialiști din Turcia, cu toții se antrenează pentru a scoate răniții din teatrele de război și trimiterea lor în spitale din toată Europa. Avioanele de transport Hercules pe care le utilizează armata americană au aterizat ieri dimineață la Mihail Cogălnicianu. Acestea au rolul de a transporta soldații răniți la spitale. Just like what we're exercising at a larger scale, we do it all the time at a smaller scale. If they are able to be stabilized here for a while, then sometimes they can set and may take a few days. If it's something that needs to move pretty quick, then we can move patients within 12 to 24 hours. We can link up and move folks all the way back to the States if we need to. Planurile pe timp de luptă prevăd ca cei răniți să fie transportați la Rheinstein în Germania, iar cei care necesită intervenții complicate să fie transportați peste ocean în Statele Unite. Militarii americani au însă capacitatea de a ridica și spitale de campanie la sol. Medicii escadrilei de evacuare medicală fac aici triajul răniților și cheamă avioane de transport și intervenție dacă este nevoie. In any case, when it comes to war, any combat, we're looking at blast injuries, musculoskeletal injuries, some psychological injuries, burns, broken bones. Those kind of things we try to practice and exercise. Exercițiile de război care se desfășoară zilele acestea la Mihail Cogălnicianu și care presupun îngrijirea răniților au rolul de a spori capacitatea de cooperare între armatele aliate în cazul unui real conflict. Any patient is moving that they call us and that drives the requirement to how many jets, how many teams, how many critical care teams. That's what we send, is whatever the requirements needed. Depending on the patient's injuries or requirements is how quickly we respond. Forțele americane, forțele participante ale NATO, dar și forțele partenere vor fi astfel antrenate să opereze împreună și gata să răspundă oricărei amenințări. Este un pas important pentru a asigura o capacitate de spitalizare pregătită oricând și gata de transport în sprijinul armatei Statelor Unite în Europa, Africa și spațiul NATO.